salut! Sunt Daria. Și eu, Bianca. Și împreună vă dorim la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie! Astăzi vom face rețeta pe placul tuturor, dar pentru această rețetă vom avea nevoie de un șef bun. Așa că invităm alături de noi pe șef Mihaela. Bună, fetelor, și la mulți ani nouă! Ce faci? Bine, am venit cu o rețetă de un toc senzațional. Nu contează că suntem adulți, suntem copii în interior și niciodată nu trebuie să uităm copiii din noi, da? Da. Atunci o să ne răsfățăm cu un tort mus de... Ce-ți place cel mai mult și cel mai mult? Să mă gândesc, ciocolată. Exact, un mus de ciocolată combinat cu un mus de zmeură. Oh, ce bun. O să fie ceva senzațional. Tuturor copiilor le place ciocolata. Este inutil să stăm, să discutăm, să ne gândim. Și evident că am încercat să nu fac doar de ciocolată și am ales un fruct care se combină foarte bine cu ciocolata. Deci ciocolata se combină cu foarte multe fructe, dar un fruct care să ne dea posibilitatea să avem ceva un pic mai acrișor, care să pună în valoare ciocolata, nu să-i acopere gustul. Ce este ăla, un mus? Efectiv o spumă. Ea poate fi făcută evident cu ciocolată, cu fructe, cu vanilie, da? Durează mult? O să vezi că nu durează foarte mult, este extrem de simplu de făcut, îți trebuie doar o rețetă bună și ingrediente de cea mai bună calitate. Dacă tot vorbim de ingrediente de calitate, avem aici o tonelli, ce sunt ouă create special pentru copii, ce conțin vitamina A, B12 și omega-3, ce sunt de la găini hrănite cu cereale nemodificate genetic. Oul este o sursă foarte importantă de seleniu. Aduce aproape 50% din doza zilnică recomandată de seleniu a unui adult. Seleniul este implicat atât în funcția normală a tiroidei, cât și în acțiunea antioxidantă a glutationului. Hai să faceți voi și eu decât să mă uit. Este ziua noastră, eu astăzi vreau să mă relaxez și vreau să mă uit la voi cum faceți acest tort senzațional. Bine, cred că o să iasă ceva foarte bun. Sunt dar convinsă. Bineînțeles, vom avea câteodată nevoie de ajutorul tău. Bineînțeles, sunt aici. În loc să începem ziua cu cereale cu lapte, am putea să începem ziua cu un ou fiert, chiar și cu un ou prăjit. Din ce cauză? Oul are foarte mulți nutrienți și are un scor de aminoacizi foarte mare. Ce reprezintă scorul de aminoacizi? Scorul de aminoacizi reflectă prezența aminoacizilor esențiali de care noi avem nevoie să facem celule noi. Adică, dintr-un ou facem repede celule umane și copilul nostru este în creștere, va avea nevoie să facă multe celule noi. Prin urmare, oul este o proteină foarte benefică în creșterea copilului nostru. Este important să adăugăm puțină grăsime acestui blat, pentru că aici o să facem un blat, un pan dișpan, pe care o să-l punem la baza musului. Și atunci, un strop, o picătură de ulei, adăugat acolo, își va face treaba perfect și o să avem un pandișpan foarte, foarte umed și foarte, foarte bun la gust. Uleiul este un ingredient important și dacă știm să-l folosim cum trebuie, ne poate ajuta. Ne poate și încurca. Atenție! Dar așa cum am specificat, în acest blat, în acest pandișpan, se pune un strop de ulei, tocmai pentru că nu am găsime decât de la ouă, am găsime de la gălbenuș. Și atunci am vrut un extra de găsime și neavând unt, am ales să pun ulei. De ce am pus ulei, acel strop? Uleiul este o găsime 100%. Da? Deci nu avem, în cazul untului avem o găsime de 82%. Și am ales uleiul care nu se solidifică la temperatura camerei, rămâne lichid, astfel că o să am un pandișpan umblat mereu umed, mereu moale, care nu se va întări în momentul în care va sta inclusiv la frigider, inclusiv la congelator. Pentru asta am ales stropul acela de ulei. Am pus ulei, ce mai facem? Acum vreau să le mixez foarte, foarte bine. Te descurci cu mixerul? Da. Super, o să încep eu puțin. Ouăle ne ajută foarte mult în a încorpora aer într-un blat, într-un pandișpan, cum este exemplul nostru de astăzi. Nu avem niciun fel de praf de copt, nu avem niciun fel de agent de creștere, să numim așa. Prin simpla bătaie și spumare a ouălor,
avem o creștere naturală. Este foarte important să avem ouă de calitate, pentru că un ou de calitate înseamnă o grăsime de calitate, grăsimea din gălbenuș, și înseamnă o proteină de calitate, proteina din albuș. Așa că dacă avem un ou calitativ și un ou făcut cum trebuie, o să avem și un produs la fel de calitativ. Și acum preiei tu. Facem o pastă de zahăr? A, ce bun! Cât de tare dau viteza? Lasă așa, e perfect! Dragi mămici, nu vă speriați să dați copiilor voștri chiar și zilnic ou. Oul este o sursă importantă de colină, adică nu îngreunează ficățelul, ci din contră îl ajută să lucreze mai bine. Colina este foarte importantă pentru dezvoltarea unui creier sănătos și are și un conținut foarte mare de seleniu care ajută la activitatea tiroidei. De ce folosim ciocolată de neagră și nu folosim ciocolată cu lapte? Pentru că nu conține atât de mult zahăr precum ciocolata cu lapte. Noi facem acum un mus fără zahăr adăugat. Avem nevoie în viața copiilor noștri de echilibru în ceea ce privește zahărul. În zilele noastre, zahărul se ascunde în aproape toate etichetele produselor. De ce? Pentru că el este un potențiator de aromă. Tot ce înseamnă dulce va atrage copilul să mănânce și al doilea lucru. Însă, trebuie să mâncăm cu moderație dulce. Sunt pro un desert o dată pe săptămână, de exemplu. Preferăm ciocolata neagră, este foarte bogată în antioxidanți și de asta o preferăm în locul celei cu lapte, care conține pe lângă lapte și mai mult zahăr. Ciocolata neagră este mai sănătoasă dintr-un singur punct de vedere, să numim așa. De ce avem o ciocolată mai neagră, cu un procent mai mare de cacao, înseamnă că avem un procent mai mic de tot ce înseamnă lapte și zahăr. Și atunci e foarte simplu să spui că ciocolata neagră este mai sănătoasă, pentru că ea, într-adevăr, având mai multă cacao, are mai mulți antioxidanți și are mai puțin zahăr. Să zicem, avem o ciocolată 80% cacao. Diferența aceea de 20% trebuie să fie ceva. Și de obicei este zahăr. Dacă noi avem o ciocolată cu lapte, care are undeva la 30-40% cacao, diferența devine de 60-70% zahăr. Și atunci ne face să ne întrebăm de ce să nu mergem pe ciocolata neagră când putem să o folosim în orice, fie că este blat, fie că este mus, fie că este un ganaș, având un procent mult mai mic de zahăr încorporat în mod natural și fără să fii nevoit să mai adaugi zahăr. Ce trebuie să fac eu? Vreau să mărunțesc ciocolata. Da. Uite așa. Da? Pe toată vă spune face așa. Pe toată... Aole. Mai de aici? Da. Nu cred că mai aia. 1 iunie este ziua copilului și un răsfăț pentru el, respectiv o feliuță de tort, nu reprezintă o problemă, însă să nu fie zilnic, să găsim un echilibru în ceea ce privește consumul de dulciuri la copii. Merge, merge treaba! Merge! Oul îl gătim fie fiert, însă nu foarte tare, ci să fie cleios, ca să-i păstrăm proprietățile și să nu avem colesterol oxidat, și putem să-l gătim și tras la tigaie cu foarte puțin ulei sau unt. O să încorporăm făina amestecată cu cacaoa. Pentru că este mult mai ușor, uite, vezi ce culoare frumoasă a căpătat, este mult mai ușor să evităm să nu avem gugulaie de cacao. O adăugăm întotdeauna la spatulă. Da? Poți să gust? O băgăm la cuptor și după aia poți să guști cât vrei tu. Eu aveam impresia că pot să mănânc ouăle și crude. Dar nu e așa, pentru că ouăle crude au niște bacterii și noi nu vrem să mâncăm bacterii, nu e așa? Ce facem cu astea? Haide să punem pandișpanul. Le rămase și aici. Le tai și pe astea? Cele rămase le tai și pe alea și le punem în bol. Partea înțesărată să văd cum curge aceea ciocolată ca un râu. În momentul în care facem un dulce acasă, îl gătim noi, avem controlul asupra cantității ingredientelor pe care le folosim, calității ingredientelor pe care le folosim și în plus evităm tot felul de grăsimi nesănătoase care se găsesc în dulciurile din comerț, tot felul de shorteninguri, de grăsimi hidrogenate care fac foarte mult rău inimioarei copilului nostru. Mergem cu el la cuptor, da. 175 de grade, 10-12 minute. Atât de puțin? Atât de puțin.
început să-l mănânc atât de repede. Acum că avem blatul la cuptor, putem să ne apucăm de mus. Exact. Hai să-l facem. O să-l facem întâi pe cel de ciocolată, însă până să-l facem pe cel de ciocolată, aș vrea să facem piureul de zmeură. Piure de zmeură? Pentru că aș vrea să-l facem noi. Cum facem noi un piure de fructe? Simplu. Mergem la Selgros, luăm fructele și facem piureul. Așa e, ai dreptate. Într-adevăr, acolo găsim fructe proaspete de cea mai bună calitate. Însă, după ce am mers la Selgros, am adus fructele acasă, ce facem cu ele? Păi, nu facem piure? Cum? Ideea e, tăiem fructele? Da, putem. O să le batem? Da. O să adăugăm smântână? Stop! Piureul de fructe se face foarte simplu. Ai luat fructul și l-ai făcut piure. Nu cred! Acela este un piure de fructe. Serios? Nu adăugăm zahăr, nu adăugăm smântână. Deja ăla trece mâna, face musul. Mă gândeam că trebuie să punem smântână, că trebuie să adăugăm zahăr, că trebuie să punem lapte și nu știu ce. Dar este atât de simplu, pui fructul și atât. Are zahăr, are tot ce-i trebuie. Mă gândeam că o să ne ia jumătate ori. De unde? Este atât de simplu. Este atât de simplu. Am mâncat piure de cartofi, am mâncat piure de mazăre, dar piure de zmeură? Nici nu știam că există acest lucru. Străpește mine. L-am gustat. Și e foarte delicios. Bravo, fetelor, ați făcut primul piure din viața voastră. Știați de ce zmeura are acea culoare roșie? De fapt, această culoare provine de la un fitonutrient denumit antocianină. Această substanță face ca zmeura să reziste într-un mediu dur, respectiv să nu fie mâncată de microbi, să nu fie atacată de tot felul de bacterii. Aceste proprietăți ale antocianinei, consumând zmeura, le preluăm noi. Respectiv, ea are un efect antioxidant, ne protejează ADN-ul celulei noastre și, bineînțeles, și celulei copilului nostru. Acum facem musul, nu? Încălzim laptele. Da. Ciocolata o avem deja mărunțită, încălzim laptele și hidratăm gelatina. Cred că laptele s-a încălzit. Ia să vedem. Dar cum îți dai seama că laptele e destul de cald? Păi în primul rând pun așa mâna deasupra și da, văd dacă ia să aburi cât de puternic sunt. Oh, wow! O scurgem. Haideți repede să nu pierdem aici pasul cel mai important. Trebuie scursă. Ia. Așa, și acum turnăm laptele. Ai grijă că am laptele fierbinte. Nu contează că ea oricum se va topi. Wow! Arată foarte bine. Arată chiar foarte. Perfect. Acum o să lăsăm un picuț de tot să ajungă laptele în toată ciocolata ca să o încălzească, după care o să o amestecăm și o să avem o cacao cu lapte așa mai ciocolatoasă. Vrei să gustăm? Da. Okay. Miroase exact ca o cacao cu lapte, pentru că în fond asta este. Asta. Bun, avem baza făcută, trebuie să scoatem blatul, este gata. Ia uitați-l. Ce frumos arată. O să lăsăm puțin să se răcească. Care musul punem primul? Primul o să fie cel cu ciocolată, iar acum o să continuăm cu cel cu zmeură, să pregătim piureul cu zahărul, să putem să hidratăm gelatina, să amestecăm totul, după aceea o să batem frișca și o să împărțim frișca între cele două musuri. Una o facem cu ciocolata și una o facem cu zmeura. Sună atât de bine! Musul de zmeură sau musul de orice fruct. Am luat fructul, l-am blendat, îl dăm prin sită dacă nu vrem semințele, îl scădem puțin pe foc cu o lecuță de zahăr, după care batem separat frișca, la fel, consistență medie, niciodată prea tare sau prea moale, încorporăm frișca în piureul pe care l-am făcut pe foc și avem cel mai bun și delicios și rapid mus făcut de mânuțele noastre. Punem zahărul. Dar de ce trebuie să se topească zahărul? Pentru că ție îți place să mănânci așa zahăr din pungă. Puțin. N-ar trebui. Răspunsurile nu. Pentru că îl simțim, după o să simțim printre dinți. Și nu e chiar plăcut. Plus că nu ne mai dă aceea structură. Așa că așteptăm să se topească zahărul, după care punem gelatina. Ia să vedem. Da. Dar de unde știm că gelatina este destul de hidratată? Nu știm noi. Ea știe cel mai bine.
puteți folosi gelatina în orice aliment pe care îl faceți pentru copilul vostru, în orice fel de desert, în orice cantitate pe care o doriți, pentru că gelatina este precursor de colagen, iar colagenul este cea mai abundentă proteină din compoziția organismului nostru. Dacă vă vine să credeți, avem colagen foarte mult în oase și chiar în dinți. E ca o magie. Colagenul este acea proteină care ne face pe noi să fim închegați. Trebuie să o scurtem și să o punem. Exact. Și acum, datorită căldurii, ea se va topi. O să avem o gelatină încorporată foarte, foarte bine. Zmeura este un aliment foarte benefic și ați putea să puneți copiilor voștri tot timpul ceva zmeură la pachet în loc de un dulce. Are puține zaharul ca și fruct, iar elementele sale nutritive sunt foarte bune. Și o lăsăm să se răcească, timp în care o să batem frișca. Odată ce zmeura este supusă procesului termic, vom pierde vitamina C, însă partea de antioxidanți încă va rămâne acolo, respectiv antocianină. Aici avem frișca. Da. Da. O să o batem. Ia uite. Acum putem să gustăm. Acum puteți să gustați. Bine. Bine. E foarte bună. Wow. Arată ca un vulcan. Da. Exact, de ciocolată. Ia uite. Cum începe să-și schimbe textura. Da. Și ai trebuit să nu mai rămâne cocoloașe, nu? Da, exact. Continuați voi aici. Bine. Și mă ocup eu de cel de zmeură. Uite așa. Deci, se ia de jos în sus. Sau nu neapărat? Trebuie neapărat de jos în sus? Da, ca să nu o demontăm. Să nu o demontăm e același lucru cu să nu o tăiem? Nu. Să nu o demontăm înseamnă că noi ce am făcut până acum? Am bătut frișca, adică am încorporat aer în ea. Dacă eu vin și o amestec foarte agresiv, risc să pierd acel aer. O să pierdem. Uite, aerul, vezi? Și nu. Uite. Mai iese nimic. Ba da, iese, ba dar da, nu iese. E foarte bun. Exact, dar nu mai are aceea stabilitate și aceea structură. În schimb, dacă eu întotdeauna amestec de jos în sus, de jos în sus, exact. O să fie foarte bun. Nu am ținut cont că trebuie să amestec de sus în jos. M-am gândit, asta e bună. Amestecul mi-e acolo ca să iasă ceva. De unde? Că dacă amestecam așa cum amestecam eu, aproape că dădeam în ea săraca, așa, ieșea fraiște. Wow. Mamă. Ajunge să mai rămână, să mai și gustăm. Îl dăm la rece. Și acum urmează ultimul pas. Să punem musul de zmeură peste cel de ciocolată care este la frigider. Mă duc să-l aduc. Super! În sfârșit! Și după aia vom gusta? Exact! Putem să-l decorăm și să-l degustăm. Ce bine arată! Foarte bine! Știi ce? Mă gândesc la final să-i punem puține afine și încă puține zmeură. Cum vreți voi, așa o să-l decorăm. Uite, vezi? Foarte delicat. Wow. Și este gata de dat la rece, așteptăm să se întărească și îl putem decora. Ce bine! În sfârșit! Să-l mâncăm și noi odată! Exact! Cel mai mult m-a deranjat că îl tot băgam în frigider, îl scoteam și mai puneam un strat, îl băgam, îl scoteam și mai puneam în strat și eu întrebam dacă e gata, că vreau să-l mănânc și așa! Pentru că arăta foarte bine. În sfârșit e gata de decorat și de mâncat. Acum trebuie să fim puțin atente, că s-a murdărit puțin. Știi ce? Dacă e bun, nu mă interesează. Da. Și acum o să facem magia. Bum! Ce bine arată! Ce altă magie? Să-l mâncăm rapid! Vreți să-l decorați voi? Da, sigur! Astăzi am învățat să decorez corect o prăjitură. În primul rând, luăm fructele mari pe care vrem să le punem, le așezăm cum vrem noi. Noi, de exemplu, astăzi am făcut o semilună. Așa, de fapt nu trebuia să iasă semilună, dar așa a ieșit. Și după am pus fructele mici, de umplutură. Unde punem căpșuna? Mai întâi trebuie tăiată. Exact. Să pregătim câteva. Să vedem. Ai putea să punem de la
cel mai mare la cel mai mic. Hai să facem așa ceva abstract. Și acum, afine. Sunt multe reguli. Sunt multe reguli la cofetărie, dar îmi plac regulile. Nu e așa? Da. Pai că arată altfel. Și rea și repetorită a fost asta. Exact. Da. Mihail a vrut să facă ceva abstract și a știut foarte bine să combine culorile, vezi, pentru că nu a pus toate culorile, ci a pus roz, roz mai deschis, roz mai închis, roz pal, mov, mov mai deschis, mov mai închis, a făcut contraste. Este pur și simplu ceva foarte frumos. Mihaela, eu zic să tem tortul în 12-15 felii. De ce? O să vezi, o să vezi. Ok, eu fac ce spui tu. Pentru că vom avea un party de 1 iunie. Daria, ce party de 1 iunie? Cu 3 persoane? Cu cine să avem noi party? Cu colegii de la școala de film și televiziune pentru copii, micile vedete. Salut! Ce faceți aici? Am venit la party! Să înceapă petrecerea atunci. Luați fiecare furculiță, fiecare câte o bucățică de tort. Asta este a voastră. Așa. Și noi mai avem și noi. Dați-vă și furculiță. Iau câteva furculiță. Sunt acolo toate. Iau și eu furculiță. Cine mai are nevoie? Vreau să aud cum arată. Foarte. Și cât e de bun, vreau să aud cât e de bun? Foarte bun! Eu nimic chiar n-am gustat. Ia, vino aici, vino lângă mine, vino lângă mine. Cel mai bun. Ia uite ce te așteaptă aici, fii atent. Asta uite, uite, asta este a ta, da? N-a gustat-o nimeni, perfect. Hai să văd, să văd ce vă place mai mult, ciocolata sau zmeura? Ciocolata. Amândouă! Aaa, mă înțeles. E delicios! Foarte, foarte bun. Noi ne continuăm partiul, dar până atunci ne vedem la micile vedete în bucătărie. La mulți ani! La mulți ani!